Există puține descrieri răutăcioase la adresa lui Sir David Attenborough, unul din cei mai iubiți naturaliști și prezentatori. Un anim apreciat peste tot în lume. De-aia prezența lui în comicsul 2000 AD, situat într-un viitor sumbru, sigur o să ne surprindă. Viitorul sumbru se desfășoară în niște enorme rezervații metropolitane, adevărate fortărețe hiperpopulate, megacity-uri dotate cu forțe de ordine brutale și nemiroase. Numite judecători, suverani, ei mențin o veșnică stare de excepție în interiorul orașelor, pentru că în afara fortificațiilor este o zonă a morții, pământul blestemat, deșerturi radioactive, populate de excluși de toate tipurile, de la mutanți la refugiați. Viața în interiorul orașelor nu este nici ea prea ușoară, ci dură, decadentă, coruptă, cu războaie civile declanșate între etajele unor blocuri imense. Cetățenii legali și ilegali ai megacity-urilor sunt la dispoziția catastrofelor pe care judecătorii nu le pot anticipa nici împiedica. David Balloni, vorbă goală, este naturalistul viitorului. El vine din viitor, dar poartă haina exploratorului colonial din trecut, investigând plin de jovialitate noua natură, jungla urbană a megacity-urilor din viitor, cu o echipă de cameramani androizi și oameni avizi de știri senzaționaliste. Teleenciclopedia viitorului este strict o problemă de rating, nici măcar nu mai contează dacă prezentatorul, David Balloni, modelat după Sir David Attenborough, este înghițit în direct de un dinozaur înfometat, proaspăt scăpat de la un circ ambulant. Animal Planet și Reality TV se întâlnesc deja în prezent și se înfrățesc în viitor. Dinozaurul care înghite naturalistul neajutorat sau paleontologul distrat este o glumă bună povestită și în est și în vest. Recent am citit o povestire scurtă scrisă de autorul de SF sovietic Ilya Varshavsky, publicată într-o culegere excelentă de povestiri SF, Niciun zeu în cosmos. La sfârșitul povestirii sale, paznicul mașinii timpului povestește o anecdotă cu un profesor de paleontologie care a fost înghițit de un dinozaur și care a trebuit să fie imediat transportat acasă ca să poată fi extras din burta bestiei. În paginile comicsului lui T.B. Grover și Ron Smith, David Balloni, naturalistul, investighează speciile invazive care supraviețuiesc și prosperă între zidurile megacity-urilor din viitor. El povestește audienței despre umilul mușchi radioactiv, un produs al războiului nuclear. Strivește un țânțar gigant care tocmai l-a ciupit, un vector de boli infecțioase necunoscute și arată cu degetul la o specie de iederă țepoasă invazivă. Semințele ei au fost răspândite și dispersate de vânt în interiorul orașului uriaș și vin de dincolo de zidurile atot protectoare, din sălbăticia pământului blestemat. Aceasta este o fabulă despre biocontrol și biologia scăpată de sub control. Totul pare natural aici. Și chiar când după colț apar niște dinozauri imenși, David Naturalistul nu este deloc surprins. El este extrem de fericit să descopere încă o nouă specie. Aici un copac Ailanthus, destul de tânăr, probabil că semințe de la copacul mamă de vis-a-vis de lângă ETA 2-1 grup, Alcatel, a ajuns aici pe partea asta, la alta străzi. De obicei ei folosesc toate rețelele astea stradale, șosele, ca și medii de răspândire. Practic, de ambele părți avem bucăți de pământ. Pământul este pe marginile străzii și, în mod clar, aici se vede că nu există niciun alt copac. Deci dacă ne uităm până în capătul străduței ăsta, lângă zid, nimic de tipul ăsta arborescent nu crește, de-abia departe de tot se vede un copac mai mare și să-i urăm să crească mai departe sănătos, să nu îl descopere cineva să-l taie, să nu-l taie cu mașina de tuns iarba, cum se întâmplă de obicei. Cum vedeți, o duce foarte bine aici, lângă aceste țevi.
natura e din ce în ce mai prețioasă în antropocen. Pentru că orașele sunt din ce în ce mai calde, clima se încălzește, totul e din ce în ce mai fierbit, avem o vară cu 40 de grade și vă dați seama, în viitor va crește și mai mult temperatura. Așa că orice copac care rezistă acestor condiții extreme e binevenit. Practic ei cresc și vedeți, au crescut atât de repede că ăsta când a fost tuns, ăștia probabil că nu erau aici. Că altfel i-ar fi tuns și pe ei. Dar ei au crescut super, super rapid. E plin. Practic, semințe de undeva de acolo, poate, că acolo e un copac cu semințe, au ajuns până aici. Putem să facem chiar în conjur, să aici el crește chiar din crăpătura asta. Deci crăpătura asta a strâns pământ. Bătura de vânt, de ploaie, acumulat acolo, între betoane. Betoanele astea sunt ca un fel de, cum să spun, stânci. Și între stâncile astea se adună pământ și acolo se fixează semințele de ailantus, acest minunat copac care supraviețuiește în cele mai neprielnice condiții și în cele mai imposibile locuri. Cum vedeți, aproape de roata mașinii, într-o parcare, crește un mic copac. Vedeți? Un corcoduș și practic toată marginea asta, toată marginea asta verde lângă, în jurul gardului, din jurul acestei instituții, practic noul univers urban neoliberal care produce acest tip de arhitectură adăpostește fără să vrea și această nouă floră și faună urbană. Peste tot aici sunt numai puieți de ailantus. Vă dați seama ce densitate au acești copaci, pentru că ei reușesc să trăiască în populații destul de dense. Departe de copacul mamă, să zicem, de unde s-au răspândit aceste semințe, dar aproape din fiecare sămânță, vedeți că a răsărit. Deci are o rată de fertilitate extrem de mare. Pentru că peste tot sunt practic numai puieți de ailantus, cum vedeți. Și care au foarte, foarte multe tulpinițe. Dintr-o singură sămânță aproape, vedeți, mai multe tulpini. Și sunt crescuți diferite perioade. O mimoză, un arțar. Acestea sunt practic, presupun că sunt plantate aici intenționat. Dar tot ce se vede aici în jur, practic avem o perdea verde de Tree of Heaven. Aici sunt semințele din care au răsărit toate aceste organisme. Semințele copacului. Care au și o formă care ajută răspândirea, pentru că vântul le transportă foarte rapid și de aceea arealul lor tinde să se mărească. Probabil de la sistemul de aer condiționat. Și deja avem aici, cum să spun, o posibilitate de
de umiditate, un microclimat din ăsta care a format și un pic de mușchi, de algă, ce se vede acolo. Și mulți din copăcii ăștia, vedeți cum răsare exact dintre dalele astea. Spațiul dintre dale constituie un loc unde crește mușchiul, care e una din primele plante. Mușchiul și lichenii sunt primele plante care colonizează orice mediu ostil. Că e vorba de insule vulcanice, că e vorba de orașe de beton, exact acel. Toate locurile astea rămase, practic, tot ceea ce este interstițial poate deveni o grădină. Cu plante intenționate, cum poate, plante ornamentale, dar și noile specii care își găsesc și ele un loc aici și un ambient propice. Licheni care trăiesc așa, într-un fel de simbioză cu mușchi. Deci, dintre cele mai străvechi organisme care populează medii, tot așa, ostile, neprietenoase, vă dați seama ce căldură este sub țeava asta de metal și cu toate astea, umbra de acolo creează un pic de protecție. Și sunt sigur că sunt multe, multe microorganisme, insecte, artropode, care trăiesc exact sub toată marginea asta, care vedeți, continuă, continuă, continuă. Șantiere, locuri de construcții, zone de război urban. Acolo unde totul se răscolește, se dă peste cap. Și un tramvai negru vine acum, de la Pompele Frumoase. Aici ar putea să zici că ești undeva în Amazonia, unde se fac intrări din astea forestiere, în junglă. Un tree of heaven destul de mare și care oferă o umbră foarte plăcută. De fapt, zona asta, oricât de neprietenoasă ar părea, este o zonă de calm, de liniște, de odihnă. Asta e o insulă de levonțică. O plantă aromatică, răspândită în Mediterana, dar care e una dintre cele mai rezistente, dacă ar fi plantată mai des, din cauza încălzirii globale. Extraordinar. Ce uleiuri eterice. Crăpăturile, practic. Viața trăiește numai în crăpături. Floroasă.
Practic sunt excesul de sevă pe care l-au scuipat, cred că niște pureși de plantă. Înrudite cu cicadele, uite-le. Și vezi, sunt camuflate super bine. Arată alb așa. Și le vezi. Le mai vezi pe tulpinițe, pe... Uite încă una aici. Te vezi cum s-a mutat, că mi-a văzut degetul. Găriță, care e una dintre dușmanii cei mai mari. A plecat. Afidelor, adică ea este un prădător natural care e folosit chiar pentru combaterea afidelor. Orașul e un deșert. Timișoara și Bucureștiul au depășit orice granițe caniculare, 35-40 de grade, și singura apă provine de la condensul de la aerul condiționat și unde aveți două mici plante care cresc din apa acestui aparat de aer condiționat care răcește această instituție în interior. Și din voluntar oferă câteva cuvinte de apă acestor mici plante care vă răcește. Cum crește direct de sub bucata asta de ciment spart? Deci prezența crăpăturilor astea e o șansă pentru toate plantele astea care cresc din ruinele, din carcasa industrială. Uite-ți ce e. Nu rupă, că... Asta suge apa.
Da, păi se... Eu vin de aici. Păi da, că de câteva zile am pus acolo, deci trebuie să revină. Și mare pământ, pământ din ăsta turbă. Ne-ați adus și paia în gând. Ah, eu în paia în gând, da. Cred că a stat în curte. În curte. Vreți să-l iau? Eu. Nu știu. Ce să-l mai vede? Și o să-l mai trecem, sigur. Nu spunem absolut nimic, că nu-i bine să meargă bine, da? Da, să nu... Cât de mai se joacă? Cred că o să ajungă cam așa. Până în toamnă. Până în toamnă, că așa că studia e... Deci când o să ne scoată vară? Păi mai e, până crește în tavan, mai sunt câțiva ani. Nu că șeful îi place, că ne-am migrat din alt sediu. Și ceea ce avem verdeață le-am salvat așa ca prin minune din sediul ăla. Dar dovadă ne merg totuși. Da, păi... O e lumea, da. Da. Și... Șeful nu-i place dacă nu-i zi, dacă nu-i știu ce nu-i stă. Se face prea mare, o să zică foarte bine. Dar el i-a lăsat atunci. Dar sincer să vă zic, așa am decis cumva să intru, în momentul în care am văzut ce aveți și cât de bine sunt îngrijit. Așa de cum am putut și noi, ne-am salvat acum din iarnă. Da. Da. Ne mai ducem la următorul, vă lăsăm și ne mai ducem la, ne ducem la poștă. Că acolo o să mai... Ne mai avem două sedii. Ne mai avem două sedii, nu știu în ce măsură puteți să le... Da, unul. Dar o să fie și al doilea cumva. Pe Savoia. Pe Savoia. Aha, aha. Da. Deci putem merge acolo. Da. Savoia, da, asta e lângă fosta reparație de microfoane pe coați. Vedeți cum stau ei cu spațiul, după copiii, oricum mai stăm în coadă. Și mai avem un birou la biroul ăsta de Mica Viena, unde o să fie capitala culturală. Da, da. La Filarmonica. Da. Eventual, vă mai dau o recomandare, mergeți și întrebați pe Bogdăneștilor, în spatele stației de tramvai, colț cu Mendeleev, îi generali. Aha, la generali. Ne-am gândit să facem, să le ducem și acolo. Spuneți că v-am trimis eu. Daniela. Spuneți că Daniela de la AXA m-a recomandat. Perfect. Bine. O vară plăcută, vă doresc. Da, 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 revenim, o să revenim. La Elisa, da, da. La revedere. La revedere. Și la Dacia, bine, bine. Bun, la revedere. Foundation.
Am mers prin ei. Așa, ce bun ai ieșit. Așa, ce bun ai ieșit. Așa, cu asigurare de două vieți. Am primit toți câte o montă party. La asigurare.